Partener beauty a emisiunii. Salon Studio Daria Homutova. A lua decizia de a avea un copil este crucială. În ediția de astăzi, la Formula Lifestyle, discutăm despre maternitate. Singurul loc în care poți experimenta raiul. Încă nu știi exact ce sex are copilul tău și nici nu vrei să apelezi la ecografie, este timpul să intri împreună cu toată familia într-un joc amuzant și plin de surprize până la sfârșitul sarcinii. Iată câteva semne de sarcină care îți pot indica că viitorul tău copil este băiat. Ai picioarele mai reci decât înainte de sarcină. Rata bătăilor inimii fetului este mai mică de 140 de bătăi pe minut. Creșterea mai rapidă a părului. Dacă ai pofte de alimente proaspete, serate sau acre. Poziția în timpul somnului, dacă dormi mai mult pe partea stângă. Ai pielea mâinilor foarte uscată. Dacă nu ai grețuri matinale la începutul sarcinii, burtica ta arată ca o minge de basket. Schimbări de dispoziție. Epicentrul vieții femeii se schimbă în cele 9 luni de sarcină. Pe acest subiect am discutat cu jurnalista Dorina Cojocaru. Între timp însă, Barza i-a bătut la ușă, ocazie cu care o felicit. Sarcina este o stare și un statut în sine. Cum ți-a schimbat stilul de viață cele 9 luni de sarcină? Dar hai să spun că ca și fiecare femeie, mă visam și eu în această perioadă. Mi-o imaginam oarecum mult mai simplă. Poate în cazul meu sarcina s-a dovedit a fi mai complicată. Nu că ar fi probleme de sănătate, doar că eu fiind o fire foarte dinamică și activă și cu un program matinal până în noapte destul de plin, au apărut aceste momente în care trebuie să mai stau pe acasă, să mai stau în pat și oarecum a început în al treilea trimestru de sarcină să înfrâneze toate activitățile. Motiv din care sufăr, nu sunt în depresie, nu sunt în momente în care, nu știu, mă bucur de ceea ce mi se întâmplă, dar am ajuns la o concluzie că sunt totuși un om de profesie. Și de deceala asta sau femeia de casă, rolul femeii de casă, mama prea atașată sau implicată în activitatea copiilor, nu știu pe cât de mult mi se potrivește. Aici am un semn de întrebare, pentru că cu siguranță mi-ar plăcea să fiu și o mamă bună, dar să nu renunț la activitățile care de fapt mă fac să fiu eu, cea care m-am știut până la aproape 31 de ani. Abia acum începe să-mi fie frică de această responsabilitate. Nu că n-am să-l cresc suficient de bine, nu neapărat că nu-i voi putea da niște lecții de viață, cred că totuși am ajuns să simt câteva dintre ele, dar mi-e frică că nu voi mai avea acea libertate de a ieși când vreau rapid la primul telefon sau la orice chemare să fiu acolo în mijlocul profesiei mele. Probabil acesta e un drog al profesiei. Televizorul, când fie ne uităm noi la el, fie se uită el la noi, pentru că așa încerc eu să-l personalizez, să-i dau suflet, simt că tot parcă aș vrea să intervin cu un sfat. Acolo nu-mi place unghiul, acolo nu-mi place încadratura, acolo parcă aș vrea să intru repede pe Messenger, să-i scriu colegii sau vecinului care e implicat în producție să schimbe câte ceva. Dar viața le temperează. Mulți îmi spun că din clipa în care îți vei vedea copilul, această necesitate sau foc apric de a fi mereu în mijlocul acțiunii camerelor sau în spatele sau în față, mai puțin contează asta, se va mai tempera. Eu personal, din păcate, nu am avut un jurnal pentru gravide și vreau să te întreb, tu ai unul, cât de des îți faci notițe? Eu, un jurnal personal, am început să-l dezvolt, să-l am, cred că chiar din clasa a șasea. Ceea ce înseamnă că practica încă neintrată în modă, să-i spun așa, era una foarte familială. De mică aveam grijă să-mi scriu gândurile, să mi le înșir, să le citesc, să le analizez. În ultimii ani însă, paradoxul e că poate acum când ar trebui să pun mâna și să-mi fixez aceste amintiri, nu o fac. Și am și o explicație. Revenind de multe ori la jurnalul din trecut, mă trag prea mult spre nostalgii, spre tot ce a fost. Ajung la concluzia că clipele trebuiesc trăite în prezent,
a fost, s-a consumat ceea ce e suficient de important, creierul și inima ar trebui să țină minte dacă consideră că are greutate pe cântarul amintirilor. De aceea nu fac aceste notițe, deși am primit un dar, albumul meu de bebeluș, în care trebuie să încep să scriu înaintea de apariția bebelușului. Și am câteva capitole în care trebuie să stau de vorbă cu mine și să le înșir. Nu atât pentru mine, cât pentru copilul care mai târziu va vrea să o cunoască pe mama în perioada în care el era poate pe ultimii 50 de metri până la întâlnirea cu ea. Ce simțea? Era frică de întâlnirea cu el? Îl aștepta? Deja îl iubea? Îl cunoștea? Sunt niște întrebări pe care, ca și copil, mi-ar fi plăcut să le cunosc despre mama într-o manieră citită și scrisă. Pentru că atunci când înșirăm gândurile pe foaie, suntem mult mai sinceri cu noi înșine decât atunci când aruncăm vorbele. De acord, chiar te-am rugat astăzi să-mi aduci cărțile pe care le lecturezi în această perioadă, pentru că lectura ne relaxează. De vreo 5 ani încoace, cred că citesc câte 3-5 cărți odată. Nu înseamnă că o fac mult și mă țin doar de citit. În funcție de starea de spirit pe care o am, știu care din cele 5 cu care am pornit la drum aș vrea să cochetez, de exemplu, în momentul respectiv. Sunt dimineți în care, având acum mai mult timp, simt că vreau să pun mâna pe Biblia Sănătății Femeii. Să-mi dau seama, e o carte modernă. Da, e un titlu sugestiv, prea mult spus, dar e o carte care descrie în totalitate trupul, organismul, mecanismul, funcționarea femeii, de la momentul nașterii până în evoluția ei de vârsta a treia și tot așa. E o carte pe care ar trebui să o citească fiecare femeie care își respectă sănătatea și care, bine, vrea să știe mai mult decât ce se întâmplă sub pielea sau osul ei. Dacă m-ai fi întrebat acum vreo 2 ani câteva întrebări banale despre ce se întâmplă în corpul femeii în perioada aceasta, cu toată rușinea sau nerușinea, aș fi spus nu știu. Dar nu aveai acel instinct că vreau un copil? Eu zic că l-aștept de mult. Cred că de mult aștept, dat fiind faptul că și m-am ales o activitate în jurnalism legată de copii. Cred că în jur de 4-5 ani m-am dedicat proiectelor legate de copii. Și la un moment dat am înțeles că prind o frică că aș putea să nu-mi ajungă dragoste pentru copilul meu, pentru că nu că o epuizez, dar o descarc pe toată cu virgulă copiii lumii. Și atunci mi-am pus o întrebare: voi mai avea putere pentru atât de multă energie și pentru al meu? Ei, și bine, nu vin copiii când ți-i dorești, poate. Vine atunci când cel de sus cumva simte că ești în acord cu acest fenomen, cu această minune care se poate produce în viața ta. Femeia în centrul evenimentului de concepție, sarcină și naștere, cu tot felul de cercetări, de la cele mai clasice la cele mai moderne, legate de naștere, de travaliu, de ce faci cu copilul în primul an de viață și tot așa. Deși instinctul matern, el vine de la sine, da. Vei vedea acest lucru. M-a ajutat cu ideea asta, deși am făcut o școală a tinerilor părinți și am o diplomă prin care nu o să poată să-mi reproșeze ceva cel mic, pentru că am să-i arăt că am luat diploma înainte de a pune mânuța pe el. Nu mă dau foarte cu mult fanatism în aceste teorii de parenting, de ce să fac. Eu cred în instinctul meu și în cunoștințele pe care le vom acumula împreună. Singura lecție pe care momentan cred că ar trebui să mă axez pe ea în educația copilului meu sau în a-l primi în această lume frumoasă până la urmă, este lecția iubirii. Asta cred că o voi putea face. De ce? Pentru că asta ne este dat de la naștere. Să știm să iubim fără a învăța cum se face acest lucru. Consider că ceea ce sunt momentan este o combinație a cărților citite, a oamenilor pe care am ales să-i ascult și a gândurilor pe care am ales să le tolerez. Cartea plus oamenii selectați de calitate și ceea ce permitem să intre în căpșorul nostru, de fapt, ne formează. Care sunt alte metode de relaxare ale tale în perioada sarcinii? Faci not, yoga? Am călătorit până la 30 de săptămâni.
mult am călătorit în această perioadă. Am ajuns și în America, în Chicago, am revenit la un termin destul de înaintat. Mult în Australia. Călătoria este o pasiune în sine, cumva legată de pasiunea soțului pentru avioane, turism și alte momente. Înotul este o pasiune, dar n-am făcut un sport anume în sarcină, pentru că abia de o lună m-am astâmpărat, așa spus, acasă. În rest, au fost mici proiecte, mici afaceri și, evident, școala pe care o administrez și care mă ține cumva conectată de lumea televiziunii. Revin la călătorii, nu ți-a fost cumva frică în sarcină să călătorești? Mi-a fost și n-a fost ușor, dar mai ales că am ales spațiul asiatic, unde și mâncărurile și mirosurile și viața este una total de exotică. Dar eu sunt omul care merg spre frică și cred că atunci când ne îndreptăm spre ea, ea fuge de noi. N-am vrut să iasă din mine un ou ușor din ăsta prea cocolit. Îmi doresc un bărbat puternic acasă. Nu știu dacă îi voi spune băiețelul mamii. Iubirea mamei poate deja o spun. Dar vreau de mic să știe că este un bărbat și trebuie să-și dezvolte această calitate. Că niciodată o mamă nu va putea învăța un băiat ce înseamnă bărbăția. Oricât de dure, puternice, tare, cu reușită am fi. N-are această capacitate femeia să-i dea gradul de bărbăție pe care ar putea să o facă chiar un tată mai slab. Bărbații instinctual și prin energetică își dau unul altuia lecțiile mai bune. Și mizez tare mult pe această sarcină de bărbăție din partea soțului. Când vine și se mai joacă cu burtica și mi-l mai dezmeardă și mi-l mai alintă, nu-mi place, să știi. Nu-mi place. Te rog să nu te mai muțărești așa când va veni. Nu vreau să fie așa. Vreau să fii cumva mai sobru. Deși iarăși e un clișeu cumva format în căpșorul meu. Cum va fi tata, ai dreptul lui să fie. Nu sunt foarte patetică în a descrie în culori variate această etapă. E o misiune, e o menire, deloc ușoară, foarte frumoasă în primele momente în care simți copilul sau minunea că se mișcă în tine. Dar în rest e o perioadă dificilă, atât din punct de vedere fizic, cât și estetic. Nu putem fi noi mai frumoase cu kilogramele care deja sunt în plus decât așa cum suntem noi fără ele. Dimpotrivă, femeile gravide cred că sunt cele mai frumoase și tu ești dovadă. Eu spuneam la fel, le spuneam la fel gravidelor până mă simți eu așa. Nu e de rău. Dar nu mint și nu exagerez. Abia aștept să se încheie această experiență, să revin la eu cea energică care știu să alerg, să ridic în viteză scările, să conduc bărbătește poate și să nu mai fiu așa de cocolită și atenție și nu-i genul meu. Și femeile se împart în diferite categorii. Eu sunt una mai vulcanică în sensul ăsta. Eu îți doresc ca barza să-ți bată cât de curând la ușă și să-ți fie copilașul sănătos. Naștere ușoară. Mulțumesc tare mult! Bine că frumusețea se menține cu mult efort și perseverență, dar ce faci în sarcină? Îți vopsești părul sau nu? Dacă ești una dintre femeile pentru care vopsitul părului face parte din ritualul obișnuit de înfrumusețare, sarcina vine la pachet cu o dilemă. Ce faci în următoarele 9 luni? Te vopsești în continuare sau stai cu rădăcinile de altă culoare? Este firesc să-ți dorești să fii cochetă și să-ți îngrijești părul și pe perioada sarcinii. Dar la fel de normal este și să te gândești dacă nu cumva chimicalele din vopselele de păr i-ar putea dăuna puiului de om care crește în burtica ta. Domnul Farfeca de la DesprePăr.ro s-a expus privitor la acest subiect într-un interviu pentru Radio România Actualități. Dacă timp de 10 ani de zile ți-ai vopsit părul, iar organismul a absorbit toate chimicalele din acel produs și brusc, exact când ai rămas gravidă, nu te mai vopsești, nu cred că are un efect atât de mare asupra sănătății corpului. Bineînțeles, acum dacă faci totul ca la carte și mănânci cât mai sănătos și bei cea mai proaspătă apă și respiri cel mai curat aer, nu mai vrei să aplici vopsea pe scalp de teama
chimicalelor ce se absorb în organism, poți să alegi colorarea părului prin tehnica de șuvițare. Produsul se aplică în păr în staniol și nu atinge scalpul. De asemenea, tehnica balayaj, care încă este la modă, părul nostru arată fresh chiar și pe perioada sarcinii. De recomandări despre ultimul trimestru de sarcină vine medicul ginecolog Cristina Iepati. Stil de viață trebuie să adopte o femeie gravidă? Da, dacă femeia este ghidată corect de către specialiști din primele săptămâni de sarcină, în al treilea trimestru de sarcină, femeia deja are un stil de viață bine programat, bine știut. Al treilea semestru se deosebește de celelalte două prin ceea că este fizic deja mai greu. Femeia este mai grea în kilograme, mai grea în mișcări, deja dominanta, cum ar fi atenția, memoria, toate scad din motiv că femeia este axată deja pe alte chestii, pentru ea dominanta este copilul, sarcina și toate celelalte. Deci am în vedere că nu trebuie să ne supărăm pe femeile astea care uită sau care întârzie, care nu iau în considerație tot ce îi spunem. Ele sunt mame. În trimestrul 3 de sarcină, cât de des trebuie să meargă la specialist? Vizitele la medic, deci, sunt programate, sunt niște vizite fixe, coordonate cu carnetul perinatal, pe care femeia îl monitorizează împreună cu medicul de familie și medic-ginecolog. Acolo strict este reglementat la ce termen de sarcină ne prezentăm. Nu pot să spun că sunt mai dese. Care sunt principalele investigații pe care trebuie să le fac în ultimul trimestru de sarcină sau poate să le repete? Investigațiile nu sunt mai multe decât în primele semestre. Dacă sunt investigațiile simple de rutină, analiza generală de sânge, analiza generală de urină, frotiul, testul la glucoză din sânge, dacă femeia este rezus negativ, deja anticorpii practic lunar sunt investigați. În cazul în care sunt devieri de la aceste analize, deja situația, deci, este mai, se schimbă radical, femeia este chemată mai des, este implicată în mai multe investigații. Medicamente pot lua femeile în cel de-al treilea semestru de sarcină, pentru că multe au frică să nu dăuneze fetului. Dacă e să ne referim la tensiune, păi al treilea semestru anume este prin asta mai diferit, deoarece femeile care au predominanță spre hipertensiune sau care instantaneu li s-au ridicat tensiunile, valorile tensiunii arteriale. Deci, în al treilea semestru deja sunt mai complicate aceste gestoze tardive. Gestozele precoce sunt acele toxicoze pe care noi le cunoaștem, mai simple, mai complicate, dar gestozele tardive de obicei se complică cu acestea, începând de la hipertensiune și deja trece în alte patologii mult mai complicate, că uneori se pune în pericol chiar viața mamei. Notul le favorizează starea sănătății pe parcursul sarcinii, în cel de-al treilea trimestru, cât de benefic este și dacă nu dăunează fetului. Eu sunt pentru not. În cazul în care femeia a înotat și până la sarcină, sau e un stil normal de viața ei. În cazul în care femeia nu a înotat și se duce în timpul sarcinii, mai ales în trimestru 3, eu m-aș uita mai alt, din alt punct de vedere, deoarece nu trebuie de complicat stilul de viață pe care nu l-a folosit până atunci. Dacă e să vorbim despre apa clorată, da, apa clorată are efecte negative asupra sarcinii, asupra fătului, unde ne putem trezi cu o naștere prematură sau cu un, chiar dacă practică foarte des, cu un retard de dezvoltare intrauterină a copilului.
și infecții și multe alte complicații. Deseori aceste femei practică yoga și chiar este sportul potrivit pentru gravide, la orice termen, fiindcă acolo nu necesită mari eforturi. Și iarăși vorbesc, dacă yoga s-a practicat până la sarcină, este foarte binevenită. Dacă se practică din primul trimestru de sarcină și sarcina decurge fiziologic normal, femeia nu are nicio contraindicație, atunci chiar sunt pentru. Sigur, avem și gravide care lucrează până în ziua când naște și le aduce de la serviciu. Sau vin singure, am avut un caz când a venit cu mașină. Personal, cu practic, năștea femeia. A parcat mașina lângă maternitate, a intrat, a născut și încă mă întreabă, pot să ies, să parchez normal, că am parcat-o cam anormal. Dacă să vorbim chiar de al treilea trimestru de sarcină, ele nu pot dormi sau chiar pur și simplu se odihni pe parcursul zilei, pe spate, pur și simplu, fiindcă deseori poate au observat și cred că e ceva anormal. Dar e o stare normală când uterul gravid apasă pe venele principale ale corpului și femeia simte o stare de leșin parcă. Asta este o stare normală. Pur și simplu corpul necesită ca femeia să-și schimbe poziția. Nu trebuie să se sperie, să nu cheme ambulanța. Dar sexul în perioada sarcinii este contraindicat sau doar în cazul femeilor care sunt în grupul de risc? Chiar sunt pro. Și deseori este o temă tabu, nu știu de ce femeile deseori le-i frică să dea întrebarea asta, deseori nu știu de ce când vin la o consultație cu soțul, mai mult soțul dă această întrebare, femeia o evită. Dacă e să vorbim de primul trimestru de sarcină, femeia nu prea are dorință sexuală. În al doilea semestru, vrei nu vrei, la nivel de hormoni, femeia, acest libido este mai ridicat, femeia chiar singură, vine cu inițiativă. Uh-huh. În semestrul 3, el scade față de semestrul 2, dar nu este atât de vădit. Dacă sarcina decurge normal și dacă ajungem în săptămâna 38, eu chiar recomand sexul. Fiindcă relațiile sexuale mai bine ajută la nașterea propriu-zisă. Mușchii sunt mai întăriți, nu sunt așa de hipotrofi, perineul este antrenat, femeia nu dezvoltă vaginism sau stări de că nu poți nici mâna să pui pe ea, nu mai zic de controle vaginale. Chiar pentru aceste femei eu recomand. Și nașterea nu decurge, adică nu trece de peste 40-41 de săptămâni. Relațiile sexuale în ultimele săptămâni de sarcină, deci este o metodă naturală de a dezvolta travaliul, de a se începe nașterea propriu-zis de sine stătător, fără a ne implica deja medicamentos. În momentul în care se naște un copil, se naște și o mamă. Savurați maternitatea din plin! Gazda emisiunii, restaurantul Park Avenue.